Ho, ho, ho! Sărbătorile de iarnă, iată, vor da buzna în casele și portofelele noastre. Magie, feerie, oameni dragi alături de sărbători, bradul împodobit, chefuri, veselie și vine ianuarie, care ne găsește mai pe toți cu punga semnificativ subțiată. Adevărat, nu pentru cei care și-au planificat din timp cheltuielile. Apropo, știai despre fenomenul Blue Monday, caracteristic lunii ianuarie? Asta e din cauza datoriilor acumulate în urma cheltuielilor abundente din luna precedentă. Chefuim nelimitat în decembrie, iar în ianuarie devenim ca urșii din bârloc. Dragi oameni, ce facem? Cum să nu cădem în această capcană de sărbători? Da, ați ghicit! În primul rând să avem grijă de portofelul nostru și să planificăm rațional bugetul personal sau cel familial pentru luna următoare. Să vedem în continuare cum și ce facem ca să fim mereu cu bani. Oamenii, în mare parte, se divizează în două categorii în privința cheltuirii banilor. 1. Risipitorii, 2. Pragmaticii sau raționalii. Nu ne referim aici la cei care pun toți banii la ciorap. Ei nu preferă să cheltuie banii. Din prima categorie fac parte cei care cheltuiesc azi totul și economisesc toată luna ca să reziste până la următorul salariu. Iar din a doua categorie fac parte cei care își planifică riguros bugetul pe o lună, două sau chiar și mai mult. Cei din prima categorie nu vor avea niciodată bani, decât dacă ar primi din senin o moștenire sau dacă ar găsi o comoară. Iată de ce este util și necesar să fii mai zgârciți și să nu cheltuim toți banii deodată. În acest video îți voi explica de ce managementul propriilor bani te va ajuta să devii mai bogat sau mai bogată. Haideți să trecem de la vorbe la exemple. Pentru sănătatea ta financiară, încearcă să-ți structurezi bugetul lunar după următoarele reguli. Cheltuieli fixe. Se referă la achitarea la timp a facturilor, ratelor de credit pentru a evita penalizările. Tu nu ai nevoie de cheltuieli suplimentare. Dimpotrivă, trebuie să le eviți. Cheltuielile flexibile. Este vorba de cheltuieli ocazionale sau permanente, cum ar fi cheltuieli pentru mâncare, transport, vizite la cinema, teatru, haine, produse pentru igiena personală și multe alte chestiuni. Și aici, te rog, nu exagera. Cumpără doar ce e de ce ai nevoie și mereu compară prețurile din diferite magazine. Eu așa fac mereu și economisesc considerabil. După ce ne-am clarificat cu structurarea bugetului, e timpul să-ți povestesc cum să-i păstrezi și, cel mai important, cum să-i multiplici. Pasul 1. Analizează. De la început, fă o radiografie a cheltuielilor tale zilnice. Nu-ți fie lene să notezi toate cheltuielile și pe ce le faci. La finele lunii, dar se poate și săptămânal, analizează care cheltuieli au fost cu adevărat necesare și care au fost risipă. Și îți dau unele exemple. Câți dintre voi achită abonamentele lunare sau anuale la sala de sport și merg doar de câteva ori? Câți dintre voi se întâlnesc zilnic cu prietenii la o cafea? Iar la o cafea, nu știu cum, apare ca prin minune berea pe masă și restul. Câți dintre voi spun astea? Trebuie să am și eu un telefon de ultimă generație, ca să par mai cool. Trebuie să-mi iau și eu o mașină ca la vecin, ba chiar mai mișto. Apropo, cine dintre voi mănâncă în oraș sau face comandă de mâncare din restaurante zilnic? Dar ce-ar fi să gătiți acasă și să vă luați la birou mâncare în caserolă? Ce mai zicem aici de fumat? Vreți o motivație să economisiți pentru o vacanță de neuitat? Fiți atenți! În medie, un om fumează 1,3 pachete de țigări pe zi sau 475 de pachete pe an. În medie, un pachet costă 30 de lei, iar dacă înmulțim 475 de pachete la 30 de lei, obținem o sumă magică de 14.250 de lei sau circa 750 de euro. Bani cheltuiți doar pe țigări. Cu 750 de euro puteți pleca în țările calde pe 10 zile și să vă odihniți pe bune. Trăim într-o eră digitalizată la maxim, iar cu ajutorul diferitelor aplicații pentru smartphone, suntem mereu la curent cu prognoza meteo de mâine, cunoaștem câți kilometri am mers timp de o zi, cum am dormit. Ați știut că sunt aplicații care vă pot ajuta să gestionați eficient banii? Vă recomand două, unele dintre cele mai bune. Aplicația Spendy te ajută nu doar să ții evidența veniturilor și cheltuielilor, ci îți poate oferi și sfaturi utile, personalizate, ca să poți face economie. Iar dacă ești o persoană care percepe mai bine informația vizuală, atunci îți recomand Mint. Ea este considerată una dintre cele mai bune aplicații pentru gestionarea bugetului. Trebuie doar să te conectezi prin aplicație la contul tău bancar și Mint va realiza automat un model personalizat de buget.
Îți arată imediat unde se duc banii tăi și unde ar trebui să mai tai din cheltuieli. Pasul 2. Planifică. Până acum am elaborat împreună cu voi o hartă a cheltuielilor, am văzut câți bani sunt aruncați în van și unde și cum putem economisi. Ce facem mai departe? Cel mai bine împarte bugetul tău lunar în 3 categorii. Pune lunar 10% din veniturile tale pe un cont de depozit. Pentru ce? Pentru ca să te răsplătești în primul rând pe tine, ca visurile tale să devină realitate. Planifici să cumperi o mașină, un apartament, să pleci într-o călătorie în Dubai sau să-ți amenajezi casa. Despre cum să-ți alegi contul, unde să depui banii, voi vorbi în altă emisiune. Apropo, nu e o problemă să începi cu un procent mai mic, important este să spargi gheața și puneți un obiectiv curajos ca peste un an sau doi să crești dobânda. Alocă 40 sau 50% din venitul tău pentru cheltuielile fixe, dar nu mai mult. Este vorba de facturi, de ratele la credite, impozite și altele, iar dacă nemotivat treci de limita admisibilului, revină la pasul 1 de mai sus. 40% din venituri alocă pentru cheltuielile flexibile, mâncare, transport, produse de igienă personală. Evident, pentru cei care nu au rate la credite, o parte dintre cheltuielile fixe se transferă fie la cheltuieli flexibile, fie la procentul pentru remunerarea ta. Tu decizi. Și ultimul, cel mai important, 10% din venitul tău alocă pentru dezvoltarea personală, o carte, un curs, orice te face să crești și să te dezvolți. Anume, bugetul de care dispui reprezintă punctul de pornire atunci când planifici cheltuielile cotidiene sau pe un termen mai lung. Regula de aur spune că niciodată cheltuielile nu trebuie să depășească veniturile. Asta înseamnă să câștigi mai mulți bani și să cheltui mai puțin, iar diferența fă-o să devină un venit suplimentar. Pasul 3. Pune în practică. E mai ușor decât crezi. În continuare îți ofer câteva recomandări practice, însă evident că lista nu se reduce aici. Cheltuielile flexibile. Creați-ți o listă cu produse zilnice de care ai nevoie. Planifică să faci cumpărăturile în weekend pentru toată săptămâna. Și când intri în supermarket sau mergi la piață, ține cont exclusiv de ceea ce ai scris. De 7 ori măsoară și o dată taie. Iar ca să nu te dezlegi prea mult de portofel, te sfătuiesc să iei cu tine o sumă limitată de bani sau blochează orice tranzacție cu cardul care depășește o anumită sumă. Peste ceva timp te vei obișnui și nu o să mai ai nevoie să treci prin aceste chinuri. Apropo, dacă vrei să schimbi lei în valută străină, atunci cea mai reușită perioadă este începutul lunii, pentru că în aceste zile cursul valutar este prietenos cu tine. Astfel, vei fi în plus și totodată vei gestiona și un buget cu valută internațională. Încă o modalitate să-i păstrezi și să-i multiplici este să-i pui la un plasament bancar. Identifică cea mai avantajoasă ofertă și așteaptă până când veniturile tale se vor înmulți. Investește-ți banii pentru a nu-i cheltui pe fleacuri. Cheltuielile fixe. Achită la timp impozitele pe mașină, pe casă sau pe alte bunuri. În acest sens, serviciul fiscal creează facilități pentru tine ca să plătești cât mai devreme și mai puțin. Câteva sute de lei în plus cred că nu o să-ți dăuneze. Știai că moldovenii cheltuie în medie 45% din bugetul lunar pe mâncare și până la 22% pe întreținerea locuinței, iar pe învățământ 0,5%? Pe această cale îți recomand o carte utilă, The Latte Factor, de David Beck. Te asigur, vei descoperi multe lucruri surprinzătoare despre bugetul personal. Ești mai bogat decât crezi. Ne revedem în ianuarie, iar până atunci te invit la o provocare. Povestește experiența ta despre regulile de aur privind gestiunea eficientă a bugetului personal. Plasează istoria ta pe pagina de Facebook a campaniei, află totul despre bani în orice modalitate preferată de tine, fie text, fie video, fie grafic. Și cele mai votate propuneri vor fi premiate. Apropo, o regulă de aur a managementului bugetului personal este să urmărești toate concursurile, să participi la ele, întrucât sunt o investiție în tine și poate că și câștigi ceva. Pe curând, eu sunt Lyubomir, ai urmărit Află totul despre bani.